Bună ziua și bine ați revenit! La acest videoclip vreau să fac un răspuns la provocare pe care mi-a adresat-o domnul Claudiu de la canalul de YouTube Grădina lui Claudiu. Canalul de YouTube Grădina lui Claudiu este un canal drag mie pe care îl urmăresc, unde avem informații foarte bune, foarte corecte în primul rând despre legumicultura organică, lucru pe care dânsul face la dânsul în grădina acolo la unde locuiește. Pentru aceia care nu au văzut acel podcast pe care l-am făcut împreună cu domnul Claudiu, acum aproximativ 3 săptămâni, a fost un podcast despre legumicultură, am avut câteva întrebări bune de la urmăritori, dar înainte și după live am vorbit în particular și bineînțeles că am spus câteva lucruri pe care dânsul nu le știa despre legumicultura din România, în special cea timpurie și extratimpurie. De fapt, nu numai din România, și din Turcia, și din Spania, și din Italia, eu sunt convins că totul este la fel. Peste tot. Dânsul după aceea, într-un videoclip, mi-a lăsat o provocare să spun public aceste lucruri. Și m-am hotărât, mi-a trebuit o perioadă bună de timp să mă hotărât, ca să fac acest lucru. Eu puteam să aleg mai multe variante în care să fac acest lucru, doar că, nu știu, deja oamenii mă cunosc, eu merg multe locuri publice, ca să zic așa, în special la piață, și nu vreau să intru în colimatoriu cu diferite persoane. Am ales un material care s-a postat pe Facebook, pe care l-am distribuit și eu pe Facebook, și vreau să vi-l prezint și dumneavoastră în continuare, la care vreau să mai adaug eu că toate culturile de tomate din România, timpurii, extratimpurii și cele de vară, sunt crescute cu, după părerea mea, nu știu, 90% din udări au îngrășăminte chimice. Acest aspect nu se specifică în acel videoclip și vreau să vi-l spun eu. Deci, îngrășăminte chimice, cum spunea Ceaușescu, nicio masă fără pește. Cam așa se întâmplă și acolo. Gândiți-vă că temperaturile și calitatea luminii în România este foarte slabă. Eu știu, în luna februarie, când se plantează deja primele culturi. Și plantele trebuie susținute cu o hrană și, după cum v-am spus, în 90% din cazuri, acea hrană este chimică. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. În continuare o să vă las materialul pe care l-am găsit pe Facebook să înțelegeți dumneavoastră despre ce e vorba. Până data viitoare, numai bine! Toți fermierii din Vidra știu de soluția minune care înroșește tomatele în mai puțin de o săptămână. Aflăm de unde să o procurăm de la prima bătrânică ieșită în cale. Unul de la stânga, da? E un domn cu strofial. E poarta deschisă. Tipul. Nu știu, care la tricolorul se vedea. Nu știu cum îl cheamă. Neatic. Eu iau de la altcineva, cu un kilogram, că pun mult și am acolo. Dar de unde l-a duce? De la Bulgaria aduce băiatul ăsta care aduce, care luăm noi. Deși ne vede pentru prima dată, Neatică nu se ferește deloc. E gata să ne vândă soluția otrăvitoare pentru doar 50 de lei. De unde pot să iau și o, din asta, o fiolă de etrel? Fiolă nu, numai la 100 de mililitri. E 50 de lei. Și cum o dau? Să pune chiar și 10, la să vezi în facere mai rapidă, dar când ele deja au ajuns la maturitate, am început să păzbuiască. Dar așa, la toate fructele, legumele care nu se consumă coaja... Deci dacă vrem să ne bate joc de cineva, ți-e dă mai mult poși. Da. Și l-am răpus, l-am denorocit. Da. De ce zice a continuat să nu mai mănânci coaja de lămâie, de portocală, de pepene? Pentru că acolo se dau concentrații mult mai mari. Mănânci cu tot ce l-ai strobit. În urmă cu o săptămână, echipa România TV a filmat angroul de legume și fructe situat pe strada Pucheni din cartierul Ferentari. Comercianții de aici au dezvăluit modul în care sunt coapte roșiile forțat. Le forțează, știi, dar nu-s bune deloc. Dar cu ce le forțează? Păi cu gheter. Păi ceva de cancer. Lumea ia dracu a devenit rea. Nu le dă voie să dezvolte. Pan cu gheter la coadă și le vom cămasă. Și ăsta unde se găsește? Ca să mână, e interdit să mână europeană. Să găsește mai mult de la Bulgaria. De la ei e toată mafia. Noi suntem mici mari.
mici față de bulgari la capitolul ăsta.